uneori peisajul monoton al Bucureștiului lasă să se întrevadă bogăția de culoare, tăinuită de zidurile discrete ale unor case vechi. De la mijlocul veacului al XIX-lea, în centrul capitalei, există o casă specială, care a avut un proprietar cu totul special, pictorul Teodor Aman. Această splendidă locuință, construită între anii 1867 și 1869, este integral o creație a artistului. Cele două fațade puternic decorate poartă gândirea lui Aman. Și avem intrarea principală, pe fațada principală, putem considera, de fapt, o carte de identitate a lui Aman. Deasupra ușii de la intrare avem un cap al lui Zeus, creatorul, da? Dar acest cap al lui Zeus poartă trăsăturile lui Aman. Într-o parte avem un medalion care, teoretic, reprezintă arhitectura ca domeniu și, în cealaltă parte, un medalion care reprezintă pictura și sculptura. În fapt, sunt simboluri masonice clare. Un al doilea element care îl caracterizează pe Aman sunt cele două discuri decorative din o parte și din cealaltă a capului lui Zeus. Cele două discuri decorative sunt, în fapt, Ordinul Medjidiei, ordin primit de Aman de la Sultanul Abdul Medjid. Deci încă un lucru care îl caracterizează pe el. Pe cealaltă fațadă avem în partea superioară două medalioane cu Leonardo și Michelangelo, doi artiști nemuritori, pe care încearcă să-i prezinte societății la care se întoarce, aflată în medievalitate, în fapt. Și sunt două valori ale culturii internaționale, ale culturii europene, și cumva este o galerie de artiști în rândul căreia Aman ar vrea să fie integrat. La mijloc avem un bazorelief cu zeița Minerva, protectoarea artiștilor, și în fața ei artiștii stau la coadă și în momentul în care ajung la ea, ea îi decorează cu medalia de merit. La parter ies în evidență două nișe în care avem două statui făcute de data asta de Storck, de Carl Storck. Sunt singurele elemente care nu sunt făcute de Aman la casa lui. Aceste statui făcute de Storck reprezintă pe Diana și pe un satir, dar în fapt sunt copii după statui antice grecești, după Praxiteles, și avem pe Diana în original la Louvre și satirul la Muzeul Capitolin din Roma. Dar mai sunt și două bazoreliefuri cu zeița Hebe, care protejează casa, și în plus este trimiterea la ideea de nemurire, pentru că Hebe este cea care toarnă nectarul și ambrozia nemuririi în cupele zeilor. Deci avem trimiterea la nemurire pe care o avem și în interior. Nemurirea pe care o caută Aman și pentru el și pentru societatea din care face parte. De la concepția de ansamblu și până la cel mai mic detaliu al unui tablou sau piese de mobilier, nimic nu este întâmplător în casa lui Teodor Aman. În hol, pictorul a așezat primele simboluri menite să transmită mesaje vizitatorilor săi, cu precădere contemporani. Ținând cont de momentul în care se construiește această casă, suntem într-o perioadă în care societatea trebuia să se concentreze pentru formarea statului național român, care presupunea unire între principate și independență, pentru că eram sub suzeranitate turcească. Și atunci, mesajul politic pe aceste două idei se concentrează. Avem două lucrări pe suprafață mare, în care personaj principal este Mihai Viteazu. Avem o lucrare cu Mihai Viteazu într-o luptă de la Călugăreni și o intrare triumfală a lui Mihai Viteazu în București. Dar este mai puțin important subiectul. Important este mesajul, ideea de unire. Alături de Mihai Viteazu, Teodor Aman pare a fi un personaj principal în scena istorică. Aman, care este
probabil îl putem percepe ca pe un personaj destul de orgolios, conștient de valoarea lui, are grijă ca, în general, în pictura istorică, să se figureze. Și se figurează, de obicei, privindu-ne. În intrarea triumfală a lui Mihai Viteazu în București, cel care duce flamura este însuși Aman, care ne privește, singurul personaj care ne privește frontal. Tudor Vladimirescu, un alt personaj important al istoriei noastre din secolul al XIX-lea, a rămas în memoria poporului român cu imaginea pe care i-a creat-o Teodor Aman. Aman l-a prins în viață pe Petrache Poinaru, care a fost secretarul lui Tudor Vladimirescu, a prins în viață niște panduri bătrâni. I l-au descris în amănunt, cumva. Dar putem vorbi mai degrabă despre un portret psihologic. Există niște litografii la Viena, făcute când Tudor Vladimirescu a fost acolo, îl putem vedea. Seamănă, dar este mult mai dur. Aman ne-a făcut un personaj idealizat, ne-a făcut eroul de care avem nevoie. Tot în holul casei sale, Teodor Aman alătură mesajului politic, pe acela care va fi un motto al vieții sale: supremația artei în toate formele sale de manifestare. Pictura și sculptura erau percepute ca meșteșuguri în 1850, când Aman pleacă la Paris, primul nostru artist care va fi educat cu adevărat, cu educația adevărată la Paris. În momentul plecării, dintr-un ev mediu târziu în țările române, el știe că pictura și sculptura sunt percepute ca meșteșuguri, iar pictorul este zugravul de subțire. Ei, în momentul în care el se întoarce după 8 ani de studii profunde, vine cu o educație adevărată și putem chiar spune că vine aducând pe umerii lui epoca modernă în arta românească, Aman. E bine, el nu vrea să fie perceput ca zugrav de subțire. Și atunci, mesajul al doilea, important, al casei, marchează ideea că pictura și sculptura sunt arte și nu meșteșuguri. Aceste idei sunt înglobate într-un mesaj general. Și pentru acest mesaj general face apel la personaje mitologice. Și face apel la zeița Psihe, care este întruparea sufletului și, cumva, trimiterea la ideea de eternitate, pentru că prin suflet rămânem nemuritori. Avem un mesaj general în acest hol, în care Aman ne anunță că ne-am putea obține nemurirea dacă suntem creativi, dacă suntem fertili, dacă lăsăm ceva în spatele nostru, dacă știm să ne prețuim istoria, dacă vom marșa pe adevăr și dacă vom prețui arta și cultura. Deci dacă din asta ne vom face o valoare fundamentală, pentru că să nu uităm, Aman toată viața va milita pentru ridicarea națiunii prin cultură și prin educație. Aman totuși este fondatorul Școlii de Artă din București, după ani mulți de lupte pentru a obține acest lucru. Deci el își dă foarte bine seama de importanța educației în evoluția unui popor, în evoluția unei națiuni. Atelierul artistului este un căpere cu adevărat spectaculoasă. Pictorul a conceput-o sub formă de cub, pe înălțimea întregii case, pentru a primi din plin acea lumină specială de care avea nevoie. Nu este întâmplătoare, este lumină de nord. Este lumina cea mai egală pe parcursul zilei, deci foarte bună pentru pictură. Asta este indicație care vine de la Leonardo da Vinci. În plus, înălțimea foarte mare a încăperii dă camerei o sonorizare foarte bună.
Aman s-a gândit la toate detaliile acestea, pentru că aici nu doar pictează, aici își va primi oaspeții la concerte la care îl cântă la violoncel. Zina de Nori, fica doamnei Aman din prima căsătorie, care este o soprană cunoscută în epocă, va cânta la pian și voce. Deci aceste concerte aveau nevoie și de un spațiu special și gândește acest spațiu și pentru muzica care va răsuna în acest spațiu. Atelierul este chintesența evoluției lui Teodor Aman. Așezându-și inițialele pe mobilier, Aman transmite ideea că această încăpere, pe care a pictat-o adesea, este o operă de artă în sine. Tablourile expuse aici îl înfățișează în toată complexitatea sa de artist, în toate perioadele sale de creație. Peisaje, naturi statice, scene istorice, nuduri și portrete, toate le indică pe Teodor Aman, un deschizător de drumuri în arta plastică românească. De altfel, el este și fondatorul Școlii Naționale de Arte Frumoase. Majoritatea temelor pe care Aman le abordează sunt debuturi în arta românească. Asta trebuie să fie foarte clar, că totuși este primul. Asta am subliniat de la început și trebuie să resubliniem. Este primul și este primul în toate. Aici, în atelier, avem toată această evoluție. Putem să percepem această evoluție privind tablourile din atelier, trecerea de la curent la curent, de la academismul, de la neoclasicismul cu care vine el de la facultate, până la preimpresionismul la care ajunge în ultima fază a vieții. Teodor Aman a fost și sculptor. Întregul mobilier al casei este creația lui. Dulapul din stejar, în stil gotic, realizat în anul 1865, este piesa cu care se mândrea cel mai mult. Dulapul gotic din atelier este o culegere de povești, este o poveste întreagă. Dacă urcăm pe verticală, pe verticala dulapului, este exact ca o urcare într-un strat arheologic, dacă vreți. În momentul în care ajungem în partea superioară, este ca și cum am ajunge în prezentul lui Aman. Și acolo vedem un oștean turc și un oștean român așezați și cu halebardele încrucișate. Semn că am ajuns la pace. În timpul lui Aman nu ne mai batem cu turcii, ba mai mult, suntem prieteni cu turcii. Aman este prieten cu turcii și ăsta e un alt episod în care el merge în vizită la Istanbul. Vedem această prietenie prin figurarea într-o parte a unei cadâne, o femeie turcoaice, și într-o parte a țărâncii noastre cu fuiorul. Între cei doi oșteni din partea superioară, pe scutul dintre ei, Aman își face un blazon în care putem vedea într-un decor vegetal inițialele lui într-o parte, T într-o parte, A, dar la mijloc este Sfântul Dumitru. În partea superioară este un simbol rotund, la care, dacă ne uităm mai bine, vedem că este ochiul în cerc, este simbol masonic, ochiul marelui arhitect al Universului. Iar în partea inferioară avem o steluță, care este o decorație. Este Ordinul Medjidiei, decorație turcească, instituită de sultanul Abdul Medjid, al cărui oaspete Aman a fost în 54, timp de vreo 2 luni și jumătate, pentru că îi trimisese un tablou, și sultanul îl invită, este oaspetele lui special, căruia îi dă daruri și îl decorează cu Ordinul Medjidiei, lucru care îl încântă foarte mult pe Aman, drept dovadă că și-l pune pe blazon. Deci avem acolo, este acest blazon, o mică poveste, sunt eu, Teodor Aman, fiul lui Dumitru, mason și decorat cu Ordinul Medjidiei. Prin scenele de atelier pictate, Teodor Aman dă vizitatorului impresia că este oaspete în casa sa și în veacul al XIX-lea. În orice scenă de atelier are grijă să-și facă cu foarte multă meticulozitate tablourile care sunt la momentul respectiv pe pereți. După care avem
în prim plan personaje. Deci Aman este recunoscibil. Îl putem recunoaște pe fratele lui Aman, putem recunoaște pe doamna Aman. Dar mai avem personaje pe care nu le mai recunoaște, sunt doar sugerate. Este foarte important acest tablou, tot așa în evoluția lui Aman, de fapt, suntem într-o perioadă în care începe să sugereze, să te invite pe tine să gândești și să-ți construiești tu o poveste. Acolo ne putem construi o poveste noi înșine, că o fi vrut să spună asta sau nu, este problema lui. Noi avem fiecare povestea noastră. Deci avem tablourile, avem arta lui, creația lui, ne întoarcem la ideea de nemurire din hol. Și asta este ceea ce îi dă lui nemurirea, prin asta va deveni Aman nemuritor, da? Opera lui. Este el cel care rămâne nemuritor, îl vedem. Sunt personaje din familie care, iacătă, prin intermediul lui, rămân și ele în nemurire. Și mai sunt alte personaje care nu au așa o legătură strânsă cu familia. Sunt personaje trecătoare prin atelierul lui. Putem să fim chiar noi înșine. Noi cei de astăzi trecem în fiecare zi, alte personaje trec prin atelierul lui, nu au identitate și ne-a reprezentat cumva. Suntem și noi acolo. Camerele alăturate atelierului aduc în atenție istoria familiei lui Teodor Aman. Pictorul s-a născut la 20 martie 1831, la Câmpul Lung Mușcel, într-o familie de români veniți de la sud de Dunăre. Tatăl său se numea Mihal Dimitrie Dimo și se ocupa cu negustoria de unt și lână. Taicăsul va fi negustor, va face negoți cu turcii și Aman este o poreclă. Este cuvânt turcesc care înseamnă iertare, îndurare. Probabil că atât de mult i s-a spus îndurare la plata datorilor, încât preia această poreclă și este prima generație de Aman, tatălui lui Teodor Aman. Mama lui, Pepica, din familia Paris, a români din spațiu grecesc, din familie de negustori proveniți din Grecia, împământeniți de mai multă vreme la nord de Dunăre. Împreună au 5 copii. Este foarte interesant de privit două tablouri. Să privim portretul tatălui îmbrăcat turcește la începutul secolului, când suntem sub influență otomană de la îmbrăcăminte până la politică, nu? Și să vedem acel tablou cu cei 3 frați Aman, copiii lui, generația următoare, îmbrăcați în haine nemțești, cum se spunea, deci europene. Toți au studiat la Paris, Teodor artă, ceilalți doi drept. Îi vedem într-un interior de tip occidental. Și așa vedem ce s-a întâmplat în acest fulminant secol al XIX-lea, o transformare extraordinară pe parcursul a două generații. S-a intrat în epoca modernă prin această generație a copiilor lui Aman. În 1865, Teodor Aman s-a căsătorit cu Ana Politimos, tot de origine a română. O familie bogată. Politimos era și el negustor important. Dar doamna Aman a mai fost căsătorită înainte de Aman, la 16 ani fusese măritată cu Niculescu Dorobanțu și Zina de Nori este Zoe, fiica doamnei Aman din această primă căsătorie, care crește în casa lui Aman, că era foarte mică atunci când ei s-au căsătorit în 65. Și doamna Aman primește la nuntă drept zestre terenul pe care această casă a fost construită între 67 și 69 după proiectul lui Aman. Odinioară, casa lui Aman era înconjurată de o splendidă grădină. Pictorul a înfățișat-o în numeroase tablouri, lăsându-ne amintirea unui București idilic din veacul al XIX-lea, plin de culoare și lumină. Naturile statice reprezintă excelența lui Teodor Aman și modul în care el a rămas în memoria multora. Thank you.
pe care pictorul le-a folosit odinioară ca material de lucru și pe care le recunoaștem în pânzele sale, se găsește și în prezent în casa artistului. Teodor Aman a fost un pictor de succes al timpului său. În momentul în care se întoarce de la Paris, vă spuneam, este primul nostru pictor academist. Asta se vede în lucrarea pe care o face, nu? Simți imediat clasa. Ca pictor academist, vine cu două teme importante. Una dintre aceste teme importante este portretul de tip academist. Asta e un portret riguros. Un portret care poate să țină loc de poză. Fotografia nu este încă pe scară largă la timpul respectiv. Și atunci, orice om cu oarecare dare de mână, nu? Toată lumea bună din capitală își dorește să aibă poza la Aman. De pentru care are foarte multe comenzi de portret. În mod sigur este un pictor de succes. Pe de o parte e vorba de comenzile particulare. Pe de altă parte, Aman este un pictor care are comenzi din partea statului. Și-a dat seama, a simțit un gol care exista în acel moment. Și-a dat seama că este nevoie de tema istorică. Gravura este un alt domeniu în care Teodor Aman a excelat și de care s-a preocupat în ultimii 10 ani din viață. Gravura îți permite să scoți mai multe exemplare. Putem să considerăm, dacă vreți, gravura ca un fel de bunică al xeroxului. Scoți mai multe exemplare, fiecare exemplar este o operă de artă. Și atunci, instituțiile statului, începând cu, eu știu, ministere, până la școli, trebuie să-și pună măcar portretele oficiale și se comandă la Aman. Și la ora actuală îl putem considera un gravor foarte bun, chiar dacă și-a învățat studenții tehnica gravurii, nimeni nu atinge performanța lui Aman. Aman este pe plan internațional considerat un gravor bun. Teodor Aman a murit în 1891, la 60 de ani. Soția sa, singura moștenitoare, a donat casa statului român pentru a fi transformată în muzeu. La 16 iunie 1908, aici a fost înființat Muzeul Teodor Aman, care aparține în prezent Muzeului Municipiului București. Importanța lui Teodor Aman în pictura românească este incontestabilă. Cu toate acestea, nefiind promovat în perioada comunistă, el nu este la fel de cunoscut ca alți mari pictori români ai epocii, precum Nicolae Grigorescu. Motivul păstrării lui într-un relativ anonimat îl constituie faptul că Teodor Aman nu îndeplinea criterii esențiale pentru a fi promovat de clasa proletară, adică era de neam bun, educat la Paris și înstărit. Muzeul Teodor Aman este cel mai vechi muzeu de artă din București. Iar locuința, ctitorită de pictor pe strada Clemenței, astăzi cea Rosetti numărul 8, este singura casă document de epocă din București.